Bună ziua, profesor Cristina Popa, expert în realizarea resurselor educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom discuta despre articularea substantivelor și anume despre articolul hotărât. Materialul se adresează elevilor de clasa 7 -a, de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Să urmărim conversația dintre Maria și Andrei. Bună, Andrei! Am văzut că ai o bicicletă foarte frumoasă. Mi-o împrumuți, te rog? Cu plăcere! Îmi plac foarte mult bicicletele. Bicicleta aceasta nu este una oarecare, este specială. Poți merge cu ea și pe drumurile de munte. Să observăm substantivul bicicletă. O bicicletă, bicicletele, bicicleta. Dacă vă mai amintiți, în clasa a cincea ați învățat despre articol. Despre cel hotărât, dar și despre cel nehotărât să ne amintim câteva lucruri despre substantiv. Substantivele sunt de trei genuri. Masculin, un și doi, un copil, doi copii. Feminin, o și două, o fată, două fete. Neutru, un și două, un creion, două creioane. Substantivele apar în dicționar la forma de singular, formă nearticulată. Copil, masculin singular, fată, feminin singular sau creion neutru singular. De asemenea, ne mai amintim despre substantive că sunt nearticulate când nu oferă nicio informație cu privire la cunoașterea obiectului sau articulate cu articol hotărât sau nehotărât când obiectul le este cunoscut vorbitorilor. De exemplu, Substantivul bicicletă, substantiv la feminin singular, devine substantiv articulat hotărât bicicleta bicicletei sau, la plural, biciclete, devine bicicletele bicicletelor. Să comparăm articolul hotărât din limba maghiară cu cel din limba română. În limba maghiară, are două forme care nu diferă prin gen și nu se acordă în număr cu substantivul. A, înaintea cuvintelor care încep cu consoană, sau oz, pentru cele care încep cu vocal. A ház. Az épület. Az alacsony házak. A magas épületek. În limba română, acesta are două forme, pentru singular și pentru plural, pentru feminin, masculin și neutru. Copilul copilului. Copiii copiilor. Masculin. Pentru feminin, bicicleta bicicletei. Bicicletele bicicletelor. Sau neutru, pixul pixului. Pixurile pixurilor. de reținut că articolul hotărât arată că obiectul denumit de substantiv este bine cunoscut atât de vorbitor cât și de ascultător. În limba română se adaugă direct la sfârșitul substantivului, formând cu acesta o singură unitate sonoră și grafică. Cățelul meu este foarte cuminte, zise fetița. Observăm lâul și aul. Să exersăm împreună. Identificați substantivele articulate cu articol hotărât din conversația de mai jos. Indicați genul și numărul substantivelor identificate. Îmi plac foarte mult pisicile cu blănița neagră. Sunt foarte frumoase, spuse Maria. Eu aș vrea să am un câine cu care să mă joc în fiecare zi. Câinii sunt prietenoși și le place să-și protejeze stăpânii, spuse Andrei. În caietul acesta am scris povestea prieteniei dintre un câine și o pisică, șopti Maria. Vreau să păstrez secretul până o termin. Pisicile este un substantiv feminin la numărul plural. Blănița, substantiv feminin la numărul singular. Un alt substantiv articulat, câini, masculin plural. Stăpânii, de asemenea masculin plural. Caietul. Substantiv neutru singular. Povestea. Un substantiv feminin la numărul singular. Prieteniei. Un substantiv feminin de asemenea la singular. Secretul. Un substantiv neutru la numărul singular. Vă propun să exersați singur sau împreună cu un coleg. Indicați substantivele la singular și la plural care sunt articulate cu articol hotărât. Bună ziua, doamna bibliotecară! Bună ziua, Matei! Cu ce îți pot fi de folos? Aș dori să împrumut cartea de aventuri cea mai cerută de copiii care vin la bibliotecă. Toate cărțile sunt interesante. În fiecare dintre ele se ascunde câte o învățătură pe care trebuie să o descoperi. Călătoria în lumea cărții este și ea o aventură, una a cunoașterii. Pot să încep cu toate pânzele sus de Radu Tudoran. Mulțumesc foarte mult pentru ajutor. La revedere! De exemplu, cartea este un substantiv la numărul singular feminin articulat hotărât. Pentru restul substantivelor, vă recomand să apelați la profesorul vostru pentru verificarea răspunsurilor. Folosiți corect articolul, hotărât succes!